și se învârtoare, ne roadă când la rug e sărbătoare. Comuna e ca o floare, se petrece lumea toată și se învârtoare, ne roadă. Comuna e ca o floare, se petrece lumea toată și se învârtoare, ne roadă. La nori se ridică praful când cântă cu foc taraful, toată comuna răsună de cântec și voie bună. Și iară hop, și mă vârcă subțirică, nu mă las deloc. Mândră fata mama are, la 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 la, nu se uită la picioare, la 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 la. Repejor danțul joacă, la 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 la, noi alta s-o întreagă, la 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 la. Danțul ăsta-i pentru mine, hai da hop și iară hop. Jocă nu-mi este rușine, nu mă las deloc. Am curaj că-l știu de mică, hai da hop și iară hop. Și mă vârcă subțirică, nu mă las deloc. Jocă nu-mi este rușine, nu mă las deloc. Am curaj că-l știu de mică, hai da hop și iară hop. Și mă vârcă subțirică, nu mă las deloc. Părinți.
poartă fetele. Nici un om ce are fete mai mândru ca tatălui. Iconițe din perete zice că-s fetele lui și că suntem flori frumoase, dar uite de la spirit că fetele-s mai miloase și mai mulți la părinți. După cum spuneam, avem lansarea de CD, Cristina Olteanu și Mugurașii Gorjului. Aș vrea să o întreb câte ceva despre piese, despre texte, liniile melodice, da, și primările. Deci, așa, după cum am spus, că acești minunați copilași își doresc deja repertoriul lor propriu. Așadar, avem textierul nostru, mulțumim frumos lui Adi Mihu, textierul acestor minunați copii și al tuturor alți soliști la nivel național. Deci lucrez cu acești copii nu la nivel de copii, ci la nivel de oameni mari. Un lucru foarte bun. Melodii, pentru că da, îi încurajați foarte mult și sigur pe că ei. Da. Și melodiile au fost compuse de maestrul Sinel Bărănescu și îi mulțumim frumos. Iar imprimările au fost realizate în studioul domnului Marius Pițigoi și mulțumim frumos și lui pentru răbdare, pentru că să știi că se mai greșește la studio, așa cum greșesc ei oamenii mari. Este firesc. Da, și el a avut răbdare ca să îndrepte aceste greșeli și știi cum este, e o muncă titanică acolo, să pui vocea și să sune exact așa cum trebuie fiecare notă pe portativ și ca și sound, după cum vezi că se aud toate la fel, deci înseamnă că au fost trase în același studio și se aud profesional, ca să spun așa. V-a fost greu să lucrați cu ei timp de 2 ani de zile pentru fost a le readuce acolo unde trebuie? Pentru că știm cu toții, poate o melodie nu poți să faci 100% corect, însă cu ajutorul profesioniștilor din spate aducem piesa acolo unde trebuie. Da, mi-a fost puțin greu pentru că au fost orele acelea online, unde chiar atunci le-am dat copiilor fiecăruia piesa de învățat și apoi a trebuit să lucrez cu fiecare în parte. Ori la noi, la Palatul Copiilor, se lucrează pe grupe și a învăța o piesă trebuie chiar un timp alocat pentru fiecare copil în parte. Și aici ne-am împotmolit și am tras puțin de timp, dar na, am reușit, ca să spun așa. Vi s-au părut puțin diferiți după ce au scos acest material și s-au văzut și cu un CD scos pe piață, ceea ce nu înseamnă puțin, înseamnă un lucru mare, atât cât și pentru dumneavoastră, dar și pentru ei. Mi s-au părut puțin mai puternici, așa, mai luptători. Da, și asta datorită dumneavoastră, pentru că le-ați dat impulsul. Da, și cum am spus, sper cât mai mulți dintre ei să ajungă interpreții de frunte ai folclorului gorjenesc și chiar dacă nu, or să acest CD va rămâne o amintire minunată. De asemenea, acest CD este un material discografic, cum să spun, din care copiii care vor urma la Palatul Copiilor pot să se inspire. Eu zic să mergeți mai departe cu volumul 2. Nu, că acesta este volumul 4, volumul de la 4. Mugurașii Gorjului. Iată că volumul 2 cu ei. Da. De la nu scoatem așa anual CD-uri, cam o dată la 2-3 ani scoatem. Eu sunt profesor de 13 ani și avem 4 materiale discografice. Copiii au crescut, au mai și plecat, îi mai văd pe la spectacole, pe la evenimente. Alții au abandonat, alții au abandonat doar temporar. Și au revenit. Și da. Și normal că nu o să mă opresc aici, chiar dacă nu o să mai vină toți, să zicem, la anul, peste 2 ani. Tot vin copii, la Palatul Copiilor vin mereu copii să se înscrie la toate cercurile și la cercul de muzică populară este plin. Foarte frumos, știm că depuneți o muncă serioasă acolo, se văd rezultatele și dacă toți suntem așa în seară de sărbătoare, câteva dedicații dacă aveți de făcut pentru cei de acasă? Eu personal, da, dedic ce poate fi mai pur și mai frumos și curat decât această emisiune cu copiii familiei mele și bineînțeles familiilor acestor copii, minunații părinți, bunici care îi aduc încrezători că va ieși și copilul lui acolo un artist și le dedicăm aceste melodii și să le dea Dumnezeu sărbători frumoase, luminate tuturor. Și îmbelșugate. Eu zic să mai cântăm atunci, da? Cu mare drag, cu mare drag. Dragii noștri, Cristina Olteanu și Mugurașii Gorjului.
cu alee și cu flori, cu sute de străbunici, cu borangici și arnici. Iau sârba gorjule, flăcăi și fetele, saltă sârba și-o învârtesc și cu drag se veselesc. Iau sârba gorjule, flăcăi și fetele, saltă sârba și-o învârtesc și cu drag se veselesc. Să nu uiți de mama ta, măi.
mamă, nici de tată. Când vei fi tu, măi, tată, ofo. Să nu uiți, fetița mea, ce te-a învățat mama ta, măi. Să nu mă faci de rușine, cât mai sunt în asta lume, ofo. Ca să pot să mă mândresc, că am știut cum să te cresc, măi.
meu pavânat. Vânătorul și cu pădurarul se petrec la masă și ciocnesc paharul, că ei sunt prieteni și se înțeleg bine.
place eu să cânt lumea să joace. Un cântec de veselie să aduc lumii bucurie. Asta fac că asta-mi place eu să cânt lumea să joace. Un cântec de veselie să aduc lumii bucurie. Măicuță că m-ai născut, una să mai fi făcut, că-mi spune o lume întreagă că la toți eu le sunt dragă. De mai face era bine una tot așa ca mine, că pe unde cânt odată se petrece lumea toată. Bună, la 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 la, să joc cu bade împreună, la 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 la.
mergem mai departe și mai exact în Olt. Au venit să ne încânte cu tot dragul grupului vocal Mlădițele Oltului și au profesor coordonator pe doamna Victorița Cică, solist profesionist a ansamblului Doina Oltului din Slatina. Înființarea acestui grup a avut loc acum 8 ani și împreună au realizat lucruri frumoase, au participat la spectacole, concursuri și festivaluri unde au câștigat premii valoroase. Țin să menționez că păstrează autenticul. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră în această seară, grupul Mlădițele Oltului. Haideți să-i ascultăm!